Un grup de chitariști din Republica Moldova au fost prezenți la un festival de folk din Comuna Pădureni, județul Vaslui, pe 10 iunie. Altfel zis, sâmbătă. Despre acest festival, despre grupul nostru, vom discuta în această dimineață cu doamna Aliona Leșanu, directora Centrului Cultural Multifuncțional Regina Maria din Unghei. Bună dimineața, doamnă, sărut mâna! Bună dimineața! Vă văd deja pregătită, probabil faceți notițe după festival. Exact, așa și este. Spuneți-ne ce ați scris acolo. Cum a fost? Deci 3 zile de vis, 3 zile extraordinare, 3 zile de festival internațional de muzică folk în memoria regretatului cantautor Ion Chiriac. A fost la ediția a doua. Deci e ceva ce mi-am dorit extraordinar de mult să organizăm la noi în Republica Moldova, pentru că încă nu avem un asemenea festival. Deci a fost și o vacanță pentru sufletul copiilor și la fel o tabără de folk extraordinară, cu foarte multă energie, cu multă socializare, cu multă muzică și poezie de calitate. Ceva de vis. Spuneți-ne, vă rog, cât de mare a fost grupul nostru? Câte persoane au fost grupul în Republica Moldova? Din 10 membri. Grupul Un Folk au fost din 10 membri. De fapt, a fost cel mai mare grup, ca să știți. Așa a fost invitația sau fiecare avea libertatea să vină? Nu așa a fost invitația. Fiecare avea libertatea să vină. Dar au fost 16 grupuri de muzică folk în total și 21 de interpreți la categoria soliști. Vă întrebam dacă fiecare a ales, pentru că îmi dau seama cât de multă persoană și-au dorit, s-au pregătit pentru a merge la acest festival, pentru că în spate e și o muncă asiduă. Da, a fost și o preselecție. Nu știu cât și-au dat, deci, ca să-și dorească să participe, dar, deci, total, participanți au fost peste 100 de participanți la festival și noi am fost selectați de către un juriu. Și am participat cu mare drag cu copiii noștri. Bineînțeles că au fost grupuri, așa, 7-8 persoane, deci care au fost în grup. Noi fiind un grup cel mai numeros, dar am reușit să cucerim juriul, care a fost unul exigent. Deci a fost compus din profesioniști. Inima juriului, bineînțeles, că a fost fiica și fratele cantautorului Ion Chiriac. Președintele juriului a fost textierul, cel mai cântat poet folchist din România, Sorin Poclitaru, și directorul festivalului, care ne-a și făcut această invitație, Romica Brunchi, tot la fel cantautor, dar și directorul Centrului Cultural Multifuncțional din județul Vaslui. Adineaurea, am văzut imaginile cu tinerii ce au reprezentat Republica Moldova, cei care au fost invitați acolo. Vreau să ne spuneți ce vârstă au, pentru că sunt foarte tineri. Sunt foarte tineri, pentru că noi, prima zi care a fost și tabăra de folk, deci am văzut copii care erau de la 6-7 ani. În grupul nostru, Un Folk, cel mai mic are 9 ani, și cea mai mare 14 ani. Deci noi ne-am clasat cumva în categoria până în 14 ani, pentru că majoritatea sunt 10 ani, 12 ani, deci suntem un grup tânăr. Deci un grup de viitor, asta ar însemna. Da, așa este. Un grup care are unde să crească, un grup care prin muncă va reuși să mai meargă și la alte festivaluri ce probabil deja sunt poate în discuții, poate în planuri, poate cu invitație. Deci absolut acolo, deci ne-am împrietenit cu alte grupe de chitariști, ca asta și tabăra de folk, asta de fapt și-a dorit cantautorul regretatul, care a trecut în neființă în 2021 și a fost un vis al său care nu s-a realizat în viață și uite că prietenul său, Romica Brunchi, deci a reușit deja a doua ediție să organizeze acest festival și are viitor. Am reușit să socializăm, să ne împrietenim și bineînțeles că ne-am luat toate datele de contact și avem invitații deja în toamnă, suntem
bineveniți în România întotdeauna, dar ne dorim ca și ei să treacă Prutul, să organizăm cea de-a doua ediție a festivalului transfrontalier Un Folc de la Ungheni, dar la fel să fie un festival concurs de muzică folk pentru copii. Asta îmi doresc foarte mult și sper să realizez. Știți ce curiozitate am? Pentru că ei probabil acum cu toții, de fapt toți sunt în vacanță. Cum ați reușit să-i motivați? Sau nu a fost necesară motivația în surplus pentru că ei și-au dorit mult să meargă? Și-au dorit extraordinar de mult. În primul rând, în folk sunt copii neaduși de părinți cu desila, când și nu îi accept. Sunt cei care au muzica în suflet și inimile lor, care le plac foarte mult să cânte la chitară și să învețe chitara. Cer scuze, dar atât am strigat să fie folk. Deci deja nu mai am nici voce, chiar și pe drum acasă, nu știu dacă au dormit ei sau că au stare, pentru că era într-o euforie extraordinară. Deci s-a cântat tot drumul, s-a cântat și în tabără, au învățat piese noi, pentru că a fost un atelier, un masterclass de chitară, au învățat și melodia cantautorului, ți-am adus un oraș. Erau extraordinari, pentru că am venit cu premiul întâi din 16 trupe de folk și cu două premii întâi la ambele categorii de vârste ca interpreți. Deci la categoria de vârstă 10 ani, 13 ani, Cebotarul Victoria, cu piesa Mulțumesc. Și deci a cucerit publicul. Și cum poate să nu cucerească un copil de 10 ani care să-ți cânte Mulțumesc? Mulțumesc pentru aplauze, vă mulțumesc pentru cântecul și cântecul din inimă vă dăruiesc. Iar și locul 2, Covată Vlad, cu piesa Plai și Grai, care versuri Fim Chicu și muzica mea aparține, la piesa Mulțumesc și muzica și versurile mea aparțin. Iar categoria 14 ani plus, locul întâi, Coval Maria cu Balada, pe versurile Viața, deci de scrise de Grigore Vieru și muzica mea aparține. La fel a cucerit publicul spectator. Și deja întreg grupul cu locul întâi. E ceva extraordinar. În muzica folk, și vreau să-mi spuneți, după astfel de festivaluri, după premiile pe care le cucerești, care sigur că te impulsionează să continui să faci acest lucru și mai departe, dar vreau să ne spuneți cât de mult contează acumularea de experiență, în mod special la această vârstă fragedă, și cât de mult contează să ai acel contact și cu tineri care fac același lucru, dar din alte zone. Contează enorm de mult și nu știu dacă societatea noastră conștientizează acest lucru, pentru că în era tehnologiilor digitale, un copil care cântă la un instrument, un copil, nu numai, care și dansează, care pictează, este un copil câștigat. Un copil care socializează și este în o astfel de tabără, eu cred că muzica din sufletul lui nu, niciodată nu va părăsi această inimă și acest suflet de copil. Este ceva extraordinar, contează foarte mult. Și tocmai de aceea noi, părinții, noi adulții, trebuie să fim conștienți de acest lucru și trebuie să încurajăm. Da, vreau să vă spuneți un lucru. Au fost, au învins, au reușit să ia prima poziție, să se întoarcă acasă. Acum au vacanță? Sau urmează și vara să fie și repetiții și lecții? Deci mâine chiar la ora 13, deci vor cânta în recital la Gala Olimpicilor, organizată de Direcția Educație Ungheni. Dar deci faptul că le-am spus că nu avem vacanță, dar suntem invitați să cântăm în gală, deci a fost un wow pentru ei. Vă dați seama, deci ei nici nu-și doresc să le spun că uite, noi de mâine suntem în vacanță și nu mai cântăm. Nu, din tot sufletul, deci din toată inima. Iar pe data de 16, care iarăși e această săptămână, la final de săptămână, da? Deci pe data de 16 participă soliștii, interpreții individual în concurs pe tale muzicale organizat la Centrul Cultural Multifuncțional Regina Maria din municipiul Ungheni.
Și grupul de chitariști la fel vor participa la acest concurs. Și nu este, deci o fac binevol, o fac cu sufletul. Păcat că nu am avut posibilitatea, poate să dați acum în direct, prin ce am cucerit noi publicul. Deci ce poate fi mai minunat decât din public să se aplaude întreaga piesă și la final toți îmbrățișeze copiii. E minunat. Felicitări, sincere felicitări pentru participare, să începem din acest punct. Felicitări pentru prestație, pentru că a contat foarte mult pentru întreaga echipă, pentru dezvoltarea folcului de la noi de aici, din Republica Moldova și sigur, în mod special pentru ungheni. Mult succes în continuare în toate activitățile pe care le aveți. Deja ați menționat două dintre ele, dar nu știu de ce cred că lista este mult mai mare, cel puțin pentru următoarea perioadă. Și eu vă mulțumesc pentru că promovați acești copii. Și faceți cunoscuți și este un îndemn pentru întreaga comunitate și întreaga țară. Pentru toți copiii sunt un exemplu. Deci să fie folk! Așa să fie și vă mai așteptăm cu mare drag să mai avem intervenții pentru a discuta despre folk, desigur.